Ioan Ianolide a român și eu a româncă. Armâni. Săracii, atât au fost pe dosarele securității. Scria în două feluri cei noi anchetați. La care erau legionari. Au fost și mulți care au fost asimilați. Dar mai erau niște dosare pe care scria LF. Cine erau ăștia? Armânii. Orice ziceau săracii, eu sunt armân, dar nu știu bunicul ce a zis, tata sau nu știu mai ce, nu știu. Bă, ești armân, ești fanatic. La ăștia li se aplica LF-ul pe dosar. În Rusia T, adică trotschist, așa cum era metodă de la NKVD, și la aia din Vrancea, la aia din Bucovina, la aia din Maramureș, și la Horea Sima, la satul Mândra, în care toți au fost în pușcărie și care erau socotiți datorită rudenii cu ăstea legionar fanatic. Așa că asta e încadrarea. Apropo de... Ce însemna aia? Legionar fanatic. Adică bagă de seamă. Erau băgați la izolare prima dată, înainte de a ajunge undeva. Dar uite, domnul Cușa. Interogați mai îndeaproape că vă spune la urmă. Am trecut din toate perioadele astea de dorăcite. Uite-și de la așa. E complex. A fost, să zicem, și a trecut partea aia. Nu pot. Acum, am să arăt o carte. Cum? Are o carte aici, am să ne-o arate. Are o carte aici, am să ne-o arate. Nu, că n-am vrut să o arăt, am vrut să o leg. Nu vezi? Acum am vrut să spun așa, despre Pitești, despre eu de v-am prezentat și trebuie să vă vorbească și Marcel despre Balta Brăilei, un lucru care nu poate trecut. Păi zice că nu mai poate să vorbească. Să-l credem și să-l așteptăm pentru altă dată când va putea să vorbească. Să încerc să spun totuși. Ce? Am să încerc să spun câteva cuvinte, e foarte greu să vorbesc. Normal, judecând după cât a suferit, ar fi trebuit nu eu să fiu aici, pentru că n-am suferit cine știe cât, ci domnul Cușa, care a trecut prin cea mai greu de exprimat mizerie prin care a putut să treacă pușcăria românească. Aș vrea să vă spun, în legătură cu această carte, o cățulie, de fapt, care, într-o aparență de cățulie, este, de fapt, una dintre cele mai profunde, mai cuprinzătoare, mai profetice cărți care s-au scris în spațiul sud-est european din perspectiva unui timp de acum 50, 60, 70 de ani asupra ceea ce este astăzi. Modul în care rezultatele cu care își încheie profețiile Ianolide aduce aminte de profeții Vechiului Testament. O privire pătrunzătoare în viitor, care nu poate avea altă explicație decât o inspirație divină. Nu este un simț al divinației, al ghicitului pur și simplu, ci este vorba de o inspirație care trece dincolo, mult profund dincolo de condiția umană. Din cele câteva cuvinte care sunt pe coperta patra, o rezumat de un minut, este... Iată, vițelul de aur, zeul străvechi, se arată azi ca o uzină atotputernică în spiritul omenirii. Lumea se închină la mașini. E o pseudo-religie a dogmelor materiale. Cele două științe care ar fi trebuit să aducă pace în sufletul omului, respectiv fizica și biologia, anumite și anumite aspecte, au fost pur și simplu transformate în arme de subminare a conștiinței generale, a conștiinței publice, mai ales biologia și din biologie mai ales genetica. Pe de altă parte, un fond, și cred că ați observat, de la cei mai tineri, de la cei mai mici, de la subadolescenți, chiar până la oameni în vârstă, din sala asta, au observat că ecranele a ceea ce ne oferă televiziunile din România și situația este generalizată și e mult mai acută povestea în Occident, ni se reîmprospătează un fond mai mult decât medieval de superstiții, de legende, cu caracter demonico-fantastic, care încet, încet elimină din câmpul de interes al generației tinere și al copiilor în special, ceea ce constituia cândva un fond extraordinar de aur al basmului, să zicem, românesc. România e una dintre țările cu nepos al basmului extraordinar, care nu mai face două parale astăzi. Ați observat că totul a fost scos, pe ecran nu vezi decât teme de tip Dracula, teme de tip demonic în general, vampiri, strigoi, o zonă de la limita asta a patologicului mental, din care ies pe bandă rulantă filme, piese de teatru, romane science fiction și toate acestea pentru, după părerea mea, cred, pentru a întreține la nivelul conștiinței generale o stare de anxietate pe fondul căreia prind anumite teorii, toate cu un substrat anti-uman și care toate vin întâmplător de acolo de unde ne așteptam să vină lumina, din Occident. Nu este deloc întâmplătoare treaba asta, după cum nu este deloc întâmplător faptul că în Highgate, unde există mormântul lui Marx, există și o statuie a lui Marx și nu este întâmplător nici faptul că în mai tot Occidentul o cercetare Marx extinsă se înfipă și continuă puternic sub ochii noștri, deși sunt două lucruri pe care toată lumea le cunoaște. Ideologia inspirată de Marx a dat naștere unor regimuri pe care legea, inclusiv legea din România, le consideră criminale, știți foarte bine, regimul comunist a fost declarat criminal și toată lumea a fost declarat criminal, din păcate numai pe hârtie. Și doi, un interes deosebit pentru reabilitarea unor anumite părți din teoria lui Marx, deși acolo unde a fost aplicată, invariabil, a ieșuat în cele mai crunte acțiuni de faliment, de sărăcire, sub toate raporturile și pe toate planurile a societății pe care a infestat-o. Aș vrea să vă spun că în spațiul sud-est european, din câte am citit foarte puțin de altfel, vocea lui Ioan Ianolide este o voce distinctă, în același timp însă este o voce care se face bine, care se încadrează perfect într-o anumită tradiție a spațiului nostru sud-est european, de valorificare a tradiției ortodoxe, a tradiției creștine, a tradiției ortodoxe în special, dintre care, pe firul căreia se înscriu, se manifestă oameni ca Ianolide, ca Paisie Bericikovski, ca Berdeaiev, rusul de geniu, din începutul secolului 20, și atâția alții. Teologii apostolului sunt fără îndoială savanți, sunt fără îndoială cuprinzători în ceea ce scriu. Trăirile lor, din câte îmi face impresia, subiectiv evident este o impresie, sunt sub vibrația unui om și a unei opere, precum cea a lui Ianolide. Ianolide este omul unei credințe profunde, de fapt, unei credințe trăite. Ianolide și cei ca el este omul credință. Din cap până în picioare e trăitor numai întru și pentru credință. Credibil. Fără îndoială. A doua chestiune și ultima, cu asta vreau să pun punct. Deși istoricii și criticii literari se interesează mediocru sau submediocru de literatura de închisoare, atrag atenția asupra calității extraordinare a poeziei. Aici sunt numai două eșantioane lui Ianolide. Asupra poeziei unui om extraordinar de cultivat pe care domnul Petrișor l-a cunoscut foarte bine, fiindcă a stat ani de zile în același spațiu concentrațional cu el, vorba de Constantin Oprișan. Poeziile lui Oprișan sunt uneori de vibrație ineșiadă, pur și simplu. De altfel, cei care se înscriu, poeții care se înscriu pe această linie a poeziei creștine, a poeziei ortodoxe, și dacă nu sunt mulți, sunt enumerabili pe degetele unei mâini, e vorba, să zicem, de Vasile Voiculescu, de Constantin Oprișan, din păcate necunoscut, din mare păcate necunoscut, de Radu Gyr, care este un poet fabulos. Se poate face o separație, evident, a fost simpatizant, să zicem, legionar, dar lumea uită că sub ministeriatul lui s-a înființat teatrul evresc din București. Este titorul, într-un fel, al teatrului evresc. Deci nu poate fi vorba de antisemitism. Vasile Voiculescu și atrag atenția în mod deosebit celor tineri asupra calității extraordinare a acestor oameni, din păcate astăzi nestudiați, de literatură, inclusiv la nivelul facultății. Dacă mai aveți răbdare un pic, uite să vă citesc câteva lucruri. În primul rând, între Oprișan și Gyr. Gyr spune: nu ești înfrânt atunci când strângeri, nici dacă ochii în lacrimi țis. Cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis. Asta e Radu Gyr. Acum Oprișan. Înainte de a muri, mie celor în fața cărora a murit, mi-a spus așa: să nu te întorci din cale când duhul rău te minte, căci vei rămâne pururi în a Sodomei carceri. Prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarceri. Asta face parte dintr-un poem de 100 și ceva de strofe, care le-am reușit noi să le memorizăm, cei trei care am fost cu el, și le-am adus afară. Dar poemul era mai mare, ca un fel de epopee, Iliadă, Odisee, sfârșit din tăi. Astea sunt două. Mai e un poet, între timp, uite că l-am găsit aici pus, de Andronescu de Mosteni, mai contemporan și mai prieten cu noi. Iată ce spune el. Două lucruri o să le citesc. El zice, sonet: ce-am făcut cu viața noastră, frate? Am trăit nedemn, sărmani picmei, cetățeni de rangul 2 și 3, cu preocupări și vise plate. Ce se referă ăsta, Ianolide? Ne îndrăznim să înfundăm pe zei, le-am durat altare în cetate, pentru noi trăind pe apucate și trudind nevolnic pentru ei. Și dacă de revoltă uneori nu s-a deschis în buzunar custura, adică cuțitul, n-am tras-o să lovim necruțător, să dăm cu nedreptățile de-a dura, ci resemnați am acceptat sclavia, ratându-ne și clipa și veșnicia. Asta spune el într-un moment de amărală. Dar uite ce mai spune după aia, când e așa mai revenit. Unde ne sunt nebunii? Unde ne sunt nebunii? Unde ne sunt nebunii? E, Doamne, plină lumea de cuminți, e plin pământul de martiri și sfinți, atiși de filoxera înțelepciunii, apropo de ce spunea Preasfințit. Tăcută gloata de înțelepți ca sfinxul în fața lumii și a nemărginirii și ascultător de rânduiala firii, ca un plăvan în jug trudește insul. Scâncesc cu minții în chingile durerii și sângerând din răni adânci blândețe, lângă neveste mor de bătrânețe, necutezând să tragă spada vrerii. Bolește omenirea ca o juncă și nimeni nu-i ca să-i sloboadă sânge. S-a împotmolit istoria și plânge cu prora înfiptă într-un colț de stâncă. Nu se mai nasc nebuni care să o mână cu bâta de la spate ca pe o vită, acestui veac să-i pună dinamită și evul înțelepciunii să-l dărâme. O, Doamne, Doamne, unde ne sunt Don Chihoții? O lume plină de al de Sancho Panza, ce nu îndrăznesc să mânuiască lanța, și scutieri cu minți se vor cu toții. Apropo de cumințenii. Nu e gata. Unde ne sunt nebunii? Unde sunt macedonii? Da. Să tragă spada și să taie nodul. Trânjește după glorie norodul și nu-s cezari să-l treacă rubiconii. Sloboade, Doamne, în lume nebunia, să o răvășească și să o răstoarne, ca un berbec să ia pământul în coarne și acestui viac să-i sor pe temelia. Săracul era foarte beteac și ăsta a scris poezia asta de revoltă. Și acum săracul e spital și-a rupt piciorul și, cum îmi spuneam mai înainte că vorbisem cu el, și mă mai ispășesc însă revolta mea, deși e un foarte mare poet. Și mai aveți un poet aici foarte mare, cel cu poeziile care zici că mi le dai, Fane Vledoiană. Acest om care făcuse și Frontul, care era așa de umil și așa de sa. Mamă, are o poezie, nu știu, păcat că nu mai țin minte să spun din ea, dar... Dar mai avem un poet, tot așa, că... Nicolae Caratana. Temnița, unul dintre poemele extraordinare. Dacă Radu Gyr a coborât pe Iisus în celulă, dacă Rici Morcanic ne-a spus unde sunt cei care nu mai sunt, Nicolae Caratana, în legătură cu Dubele Fantome, are balada Dubelor Fantome, în care ne va spune unde au fost, unde au plecat. Și acum, pentru că domnul Marcel Petrișor m-a primit de câteva ori pe mine ca un fel de martor, e adevărat că în greșeală, nu știu din ce motiv, perioada de detenție am fost contemporan cu Ghica Calciu, medicinist la Macundia, contemporan cu Ioan Ianolide și contemporan și cu domnul Marcel Petrișor în ultima perioadă. Eu am atât din 48, din sau aici am mai târziu pe la pușcărie. Da, întârziase, da, da, întârziase. Ce e adevărat că problema Piteștiului și a doua reeducare de la Iud sunt două fenomene care nu se pot explica așa în cuvinte. Rămâne, mă angajez eventual, dacă sunteți de acord, să vorbesc o dată, pentru că sunt și eu la partea finală a așa ziselor mele memorii, să deslușesc ce s-a întâmplat, deși domnul Marcel Petrișor a pomenit despre procesele. Au fost două procese, într-adevăr. În 1954, procesul din decembrie, când au fost condamnați 22 de legionari studenți de la Pitești. Și al doilea proces, 57, când au luat de atunci. Din cei 22 de studenți care au fost condamnați la moarte, 16 au fost executați, iar 6 au rămas să fie martori pentru un alt proces din 57, dar cel care va citi vreodată Memorialul Ororii, o carte scrisă după 1990, în legătură cu ce s-a întâmplat în perioada respectivă, cu Piteștiu și Aiudu, cele două reeducări diferite, dar cu același scop de distrugere. Noi la studenții bătaia la sfântă, pentru că noi existam de punct de vedere psihic, dar atunci s-a încercat bătaia. La Iud oamenii erau în vârstă, oamenii erau peste 60-70 de ani, nu mai suportau bătăile și Crăciun, diabolic, simțise la un moment dat că trebuie să ne dea drumul și a încercat acest fel de reeducare, chipul de reeducare. Mi-aduc aminte, în 62, când a început reeducarea, eram în aceeași celulă cu Petre Țuțea, Petre Pandrea, Naecu Jocaru și Părintele Sofian Boghiu și a avut o sclipire atunci Petre Țuțea și ne-a spus cam așa. Noi eram doi foști studenți trecuți prin Pitești, eu și cu Mingeanu Virgil, bineînțeles că ne-am interogat și pe noi. Atunci am recitat acolo, în celulă, Mistrețul cu col de argint al Doinaș, da. Și le-a spus la un moment dat, a început o reeducare, zice Petre Țuțea, că din când în când Petre Pandrea a scos de câte Crăciun să scrie câte ceva împotriva noastră, a celor care erau majoritari acolo, de culoare primavaratică. Și zice Țuțea, cred că ce se întâmplă Petrică, îi spune, e un început de reeducare. Și atunci Țuțea a spus următorul lucru. Simt eu ceva că se coace. Simt eu ceva că guvernul acesta care ne torturează pe noi la ora actuală e presat din afară de undeva și probabil că vor face un fel de reeducare să tot noi vom fi vinovați în final. Adică tot pe spusele noastre trebuie să-și spele ei bine, să nu creadă ei cumva, să credem noi cumva că i-am obligat noi să ne educăm. Nu! V-am reeducat și, într-adevăr, a fost o perioadă de 2 ani de zile la Iuț, perioadă pe care am trecut foarte greu. Noi care am trecut prin Pitești, eu când am văzut de reeducare de la Iuț, am încremenit acolo. Norocul meu că de la Zacu Pană, care mi-a spus, stai liniștit așa, că nu se mai întâmplă ce a fost acolo. Uite ce a spus Ghica, extraordinar, ce frumoase cuvinte ne-a spus Ghica. Băi copii, băi, nu vă opuneți reeducării. Câteva cuvinte a spus domnul Andronescu în memoriile sale. Atunci am prins puțin curaj, da. Și nu eram deja obosiți, după atâția ani de închisoare, după ce s-a întâmplat, nu pe fiecare în parte. Noi am pătimit foarte mult pentru că vedeam colegii noștri, camarazii noștri bătuți și parcă suferam mai mult când erau bătuți ceilalți vecini noștri, camarazii noștri, decât noi care treceam prin acest mizerie de bătaie. Deci am trecut din Piteștiul și Aiudă rămân două probleme foarte necunoscute și cunosc la ora actuală. Au vrut pur și simplu să ne... Are Octavian Voina o declarație când a fost în 54, înainte 52-53, la Râmnicu Sărat, când și-a luat o declarație când mi s-a spus noi decidem soarta voastră. Vom lua toate declarațiile cu așa cum știm noi și vom consemna în istoria asta și tot ce se va scrie în istorie va scrie așa. Noi suntem înghetorii, noi vom scrie istoria. Așa. Și tot ce scrie noi va fi luat de bine. Vom muri și noi și voi vă smeri la istoria va rămâne scris așa cum o ticluim noi astăzi. De aceea, fiecare care ați trecut prin încercările grele anilor ăstora, notați ce ați pățit. Cu talent, fără talent, cu litere sau cu numere, n-are importanță, dar scrieți, fraților. Nu pe internet, nu pe asta, pe foi de hârtie, uite, ca și asta. Și lăsați-le undeva, că cei să iasă la iveală, va ieși. Acum, ca să se încheie și eu, gata. Promit, eventual, dacă o să fiți de acord odată, pot să explic fenomenul acesta, adică ce a fost Piteștiul și ce a fost Aiudul, dar se pare că ceea ce s-a întâmplat la Pitești a fost luat de undeva din lagări de prizonieri din, pare, perioada din Rusia, din războaiele de atunci, că am citit undeva, chiar mi se pare, Virgil Iunca, în fenomenul Pitești, nominalizează un abate belgian care a fost împrizonierat în Rusia atunci, în China, pardon, în China. În China și acolo... de la Solovki. Exact, da. E că experimentul de atunci s-a aplicat la noi. Și la noi, când am intrat eu în reeducare la Pitești, eu citisem de Macarencu, că știam de așa ceva. Iar camaradii lui care vin de la Suceava în frunte cu Ciurcanu, când a pus problema să reeducă, eu le-am spus cinstit, colegii, că aș accepta o reeducare, dar nu cum vine Macarencu. Macarencu a studiat un fenomen al unor deținuți de drept comun, care n-au niciun violator, hoți, bandiți și așa mai departe. Noi avem pe crezul nostru, pe sufletul nostru, au duit un altceva. N-am putut să-mi termin pledoarie, că au trecut peste mine și nu mai știu. 2 zile n-am mai fost om, n-am mai știut. Mi-am mai spus colegul meu și s-a întâmplat cu mine după aceea. Dar o să vă spun și eu, eventual, dacă cumva se va întâmpla și vom pregăti odată o serată de asta. Da, da, da. Pitești, ca să-l mărim definitiv odată, pentru că rămâne de un discurs. Eram în anul 2000, eram la Paris, adică eram în Spania, dacă doi colegi de-ai mei, care au făcut Paisie Bericikovski și cu Ștefănescu Eugenii, care bun, el a fost la ONU, celălalt a fost profesor universitar în Statele Unite ale Americii, aniversau 50 de ani de la absorbirea facultății de la Nancy, unde au trecut și dânsii, doi. Deci în anul 2000. Și Cunia, pentru că nu era din America, a spus Ștefănescu, iau pe Cușa și să meargă în locul meu la întâlnirea noastră a studenții absolvenților de la Nancy. Și Ștefănescu mi-a spus un lucru, fii atent la mine. Toată școala de la Nancy a fost masonică. Tu ești obligat să vorbești despre România și despre detenția ta. Dar fii atent să nu care cumva să atingi problema asta cu masonerie, că e rău. Bine zic, și bine zic că am vorbit despre Pitești, am vorbit despre Gheră, despre ce s-a întâmplat la noi. Ce mi-a spus șeful de promoție? Monsieur Papă, sigur. E un subiect foarte interesant, de film, de teatru și altceva, dar nu e posibil, e incredibil. Și mi-a făcut o teorie acolo, că nu se poate. Bineînțeles, Ștefănescu, care trecuse pe la Tito 7 luni de zile, care a trecut pe la mine de cărbun de acolo și a trecut și prin... n-a trecut pe la Tito, bineînțeles. A încercat să-i vorbească, da? Și am spus așa, domnul președinte al comisiei, vă rog, citiți cartea Pitești, al lui Dumitru Bacu, care e editată în limba engleză, germană și franceză. Apoi din 64 în Franța. Și după 3 luni de zile, probabil, dânsul a făcut de această carte Pitești, deși Bacul n-a trecut pe la Pitești, dar a cules datele și de la mine, când a fost la Gherla, ne-am spus de ce e vorba, în mare. Dar a fost la Canal și la Canal a strâns toate documentele respective. După 3 luni de zile, președintele acestei comisii, care era șeful promoțiilor, mi-a trimis o scrisoare foarte interesantă și îi cerea scuze că nu m-a crezut prin ce am trecut noi la Pitești și că în România s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa ceva n-aș fi crezut niciodată. Vă aștept să-mi dați niște memorii de dumneavoastră. I-am trimis ceva de la Pitești, ceva de la Gherla și interesante de altfel. Au fost publicate foarte multe în revista Origine din America, nu știu, Gabriel Stănescu, Dumnezeu să-l ierte. Vă mulțumesc! Acum, aș spune, nu am aplaudat, că nu e cazul, că nu am făcut asta pentru aplauze. Cineva mi-a spus să știe sfârșitul lui Ianolide și unde, și mormântul. Dom'le, în păcate, nu știu ce să vă spun despre asta. Înalții ierarhi care se ocupă cu sanctificări, cu martirizări, cu chestia asta, ar trebui să știe. Atunci spuneți. Deci la Cernica, dacă vă duceți în biserica, eu sunt Părintele Victorin de la Puna și vă pot duce cu drag, luați mult de telefon de la Marcel, vă pot duce acolo. După aceea, eu să vreau să ne vorbiți măcar 2 cuvinte despre Valeriu Gafencu. Măcar 2 cuvinte. Ce să vorbesc? Eu am fost și cu Valeriu Gafencu și cu... Nu pot să vorbesc pentru că am fost tangențial, n-am fost în aceeași celor, dar oamenii care au trecut cu ei, care au stat cu ei, și cu Gafencu și cu Ianolide, erau oameni transformați. A venit altă ținută. Se vedea că avea un fel de har, nu știu să spun așa, dar erau mai luminoși. Erau basică mai stăpân pe sine, mai credincioși, nu știu cum să spun. Oamenii aceștia doi și Ianolide, și nu numai și Oprișan, mai ales și Oprișan, s-au pus niște valori fantastice. Fantastice, nu pot să spun. Dar au trecut și că i-au bătut țurcanul și pe Oprișan, au bătut în ducat, fără de cal. Ianolide a scăpat, puțin. Dar a fost o perioadă grea, că Oprișan a pătit foarte mult, pentru că el, fiind șeful frăților de Cruce, în perioada respectivă și un om deosebit, deosebit, omul acesta trebuia să fie compromis în totalitate. Și trebuia să fie elevi, foștii elevi fericiți, să-l bată pe Oprișan ca să-l compromită. Asta vrea să spui și domnul Marcel Petrișor, că trebuia să-l bați pe acela ca să să nu ai... Eu în clipa, când o spun, ce cinstit acum, În clipa când mi-a făcut așa zis autodemascare, nu știu cum să spun eu, așa când a doua zi dimineața nu ridicam ochii față de cei 40 de inși din camera 1 de la Pitești, pentru că mi-era jenă să păresc că am spus niște lucruri că o să accept reeducarea, trebuie să zic, uite, m-am compromis acum. Știi, bineînțeles că nu cunoșteam prea mult din interior, dar era un compromis, o cădere, o prăbușire totală. Dar e adevărat că, așa se spune, că căderea definitivă aparține oamenilor care n-au nici de crez. Dar pentru ceilalți oameni, revenirea după ce cauze care au determinat prăbușirea respectivă, atunci sunt, într-adevăr, sunt pentru oamenii care au avut o anumită ținută. E vorba, un singur exemplu dau, Popescu Aristotel, care a fost cu domnul Vasile Petrișor la cei ajunsese omul săracul să se denunțe la sergentul paznic. Domnule sergent, vă rog să notați că am adormit când stăteam acolo la casă, că nu era voie să spun, am închis ochii în timp ce dumneavoastră păziți și conform regulamentului domnului Țurcanu, asta nu trebuia să se întâmple. Om care se autodenunțe că a greșit față de, mă rog, regulamentul instituit de Țurcanu, de fapt la Jilava nu era instituit de Țurcanu. Dar e cumplit, cum să zic. Și o să vă întrebați, bun, cine e? Că văd că nici Valeriu Gafencu, mă rog, îi se spune Sfântul Închisorilor, atâtea povești sunt, dar nu e, cum să zic, beatificat. Nu sunt nici Părintele Lăcătușu, nici Oprișan, nici nu știu. Mai la de Oprișan de Bulei s-a șters. La Jilava nu există mormânt a celor care au murit în Jilava și au fost îngropați în cimitirul satului unde erau. Peste ăștia s-a tras cu tractorul, s-a vândut pământul și azi cei din Jilava, când își fac mormintele lor, găsesc niște oase. Ce fac cu oasele astea? Fie că le zvârlu dincolo la gospodăria de stat la Bălegar, fie că unii mai credincioși le strâng într-un cearceaf sau într-o traistă și le pun la picioarele mortului lor. Alții zvârlu tibiile în firicelul ăla de Neașlov care curge pe lângă Jilava, pe lângă. Iar părintele de la asta, cum îi zice, de la Comana, le strânge, zice, eu n-o soară aici, am și cei căzuți de la primul război mondial și de la al doilea război mondial, când mi-a spus, și câte o tibie care vine pe Neașlov, probabil, zice, de la Jilava, la cei care aruncă oasele în orice. Asta e starea în care deocamdată ne aflăm. Și pentru că venim vorba de Popescu Aristotel, a fost singurul deținut politic condamnat la moarte, care n-a vrut să facă comutarea pedepsei de la moarte la muncă silnică pe viață. Pentru că a spus, și mi-a spus asta Iosif, când am întâlnit după ani de zile, cu Iosif am fost prieten foarte bun din perioada studenției, a fost și în corul Carmen împreună, am cântat odată în București, și el mi-a spus despre Popescu Aristotel și despre care am scris și eu un articol Gher la București și retur. Și în memoria lui Popescu Aristotel, pentru că a fost singurul din cei condamnați la moarte care undeva la capătul turinului și-a dat seama că a făcut de adevăr lucruri mizerabile în perioada. A fost bătut de Țurcanu, pentru că Țurcanu la Pitești a luat, când am venit de la Suceava, a luat lista cu șefii de universități, șefii de ani, de facultăți și mai departe și ce-a spus? Îl iau pe fiecare în parte, îl torturez, îl fac și după aceea ceilalți care au fost supușilor trebuie să cadă la fel. Ei, pentru mine, Popescu Aristotel a rămas un fel de simbol așa, a omului care nu s-a ridicat, săracul a murit. A murit, da. Dar faptul că n-a vrut să semneze comentariul, a spus, mor, așa mi-a spus Iosif, mor pentru că ce-am făcut eu nu mai merit să ies afară. Da. E o chestie și asta. Deci ultima perioadă. Așa am spus și noi la un moment dat și așa am spus și foarte mulți colegi de-ai noștri care au trecut prin... și au intrat în tagma torționarelor, dar în clipa când au încetat cauzele și au revenit la... știi, mai trăim prea puțin atunci. Nu mai corespundăm, pentru că unii nu vor să mai audă de Pitești. Nu vor să audă. Bun, mai aveți doi aici care au fost în... Da. Că eu sunt din Ardeal, din Ardeal. Așa că profitați de ei care sunteți aici la Constanța, dacă vă mai interesează. O întrebare. Cum? Da, o întrebare. O întrebare. Veniți mai aproape să auzim. Domnul Marcel, mulțumim pentru seara minunată, încă o seară minunată, încă o zi minunată care ne-ați făcut-o, și dumneavoastră, și la Sandu, și Papu, Neacușa. Ne faceți, cel puțin personal, să trăim, cum îi se zice acolo, prezentul continuu. Prezentul continuu. Și asta nu este deloc puțin. Pentru că acela este de neștert. Nu se poate șterge prezentul continuu, orice ar fi. Dincolo de ce spunea cineva, ai, domnule, lasă-mă cu filozofia asta. Le zic, dar dumneata spui că faci cercetări de arhive în CNSAS. Spui că ai făcut o teologie și spui că nu este prezentul continuu, nu este o filozofie. Voiam, dacă îmi permiteți, ca să... întrucât am un volum de versuri în pregătire pentru tipar, nu pentru editură. Dacă îmi permiteți, aveam pregătit ceva pentru în memoria deținuților politici, dar în special, îndeosebit a celor care nu mai sunt. Simțeam nevoia să aduc acest omagiu. Dacă îmi este permis, atunci o să dau citire poemului. Oricând numai, să vedem ce zice sala. Da, da, la microfon. De neatins, de necuprins. Mă doare piatra care mă lovește, deși mă doare și unde m-a lovit, căci cel ce a zburit-o însuși se țintește, iar dacă mor, și el va fi murit. Mă doare piatra, tot la fel ca mâna celui ce a zburit-o în mine cu furie, iar pentru asta voi ruga într-una să nu se prevălească în neagra veșnicie. Mă doare acel ce piatra de hotar ne-a zvârlit-o într-altă ogradă, și atunci numai de Dumnezeu mai am habar și mă prefac pe loc în foc și spadă. Nu mai întorc și celălalt obraz, nici nu mai știu de frate, mamă, tată, ci ca torentul rup orice zăplaz să mă apăr cu credința țara toată. Mă doare piatra zvârlită în noi, în neamul meu sărac și obilit, când unii pun pe piatră și noroi spre a mânji ce nu e de mânjit. Întotdeauna cel ce a zvârlit astfel de pietre spre a ne lapida, de acea piatră însuși a pierit, luând-o în mormânt asupra sa. Mă doare rana, piatra rău mă doare, mă doare adânc cel ce m-a lapidat. Hristoase, Doamne, iartă-l, căci pe fiecare din cei ce mi-au greșit, eu i-am iertat. Sărmane om, când piatra ai zvârlit dintr-o suflare, sufletul ți-ai stins, căci cei de nemânjit e nemânjit, iar cei de neatins e neatins și într-un Hristos pe veci de necuprins. Vă mulțumim și pentru tăcere și pentru întrebări. Așteptăm la cei care v-am spus că sunteți aici în Constanța să vă mai interesați de chestiile astea, dacă vă mai interesați. Mai e cineva care să întrebe ceva sau care are vreo nedumerire sau vrea să facă o promisiune sau... Dacă nu... Da, spuneți, stai că unul vrea ceva. De ce legionarii au fost prigoniți și de regimul Antonescu și de comuniști și acum? Oare de ce? Păi, sau dumneavoastră care ați trecut. Eu spun, nu știu pentru ce, dar mișcarea legionară, prin ce a pățit reprezentanții tăi, și-a ispășit toate păcatele, în afară de unul singur. Orgoliu de a nu fi orgolios. E o chestie foarte subtilă, greu să înțelege. Și când mă gândesc, apropo de poezia domnului, îi iertăm. Ce ne facem cu principiul creștin că trebuie să ne iubim vrăjmașul? Nu numai iertare. Asta nici nu se mai discută, trebuie să-l ierți. Dar ce să fac? În sine eu mi-am zis așa, domnule, îl iert. Hai să zic că-l și uit. Dar câteodată când îmi aduc aminte că cineva i-a făcut un rău fostului meu dușman, nu pot ca în sinea mea să nu mă bucur de faptul ăsta. Pentru ce mi-a rămas de creștinism? Ai conflictul meu. Bun, de moment, dar revine, că în momentul ăsta din când în când mai revine. Păi așa trăim, din moment. Da, mă rog. Întrebarea dumneavoastră grea, acolo nu se poate discuta la sfârșit de simpoziu, spusă cu el. Dom'le, noi, în general, când ne întâlnim, după toate chestiile astea oficiale, deschise, așa cum se zice, mă rog, după aia mai completăm prin... Ce-am uitat să spunem între discuții între noi. Acum suntem în localul domnului... Marcel. Marcel. Lasă la dumneavoastră. Poftim? O, da, cum să zic, acum sunt mulți, mai nu sunt poeții sau, mă rog, haimanalele de odinioară. Dar, na, rămânem aici care, nu spun că să ne mai omenească, cum ne omenim până acum pe noi câteva zile, dar, na, mă rog. Mulțumim foarte mult! Cred că din modestie, domnul Marcel Petrișor și domnul Cușa nu v-au răspuns totuși la întrebare. Un lucru care e cert este că legionarele l-au iubit pe Dumnezeu și neamul românesc până la moarte. Mai departe se pot scrie romane, dar asta e o realitate. Au fost cei mai buni români. Domnul Marcel, am o întrebare, dacă îmi este permis, foarte scurt. Este o opinie personală pe care dumneavoastră puteți să o confirmați sau să infirmați. Eu spun așa, regimul, deci comunismul, prin tot ceea ce a făcut, nu numai la noi, ca și construcție din toate punctele de vedere, cap-coadă. Eu socotesc că este aripa politico-militară a Bisericii Sataniste Mondiale. Prin tot ceea ce a făcut, inclusiv din punct de vedere semiotic, semantic. Acea pentagramă la cascheta lui Satanin și foarte, foarte multe. Deci, eu am observat că, practic, așa cum, de exemplu, în satanism se preiau toate principiile creștine și se întorc la 180 de grade, spunând că totuși ei sunt partea cea bună, așa socotesc că, la modul ascuns, nedeclarat, dar în duhul ce rău și în adevăr, eu s-am socotit și socotesc comunismul ca fiind aripa satanistă, aripa politico-militară a Bisericii Universale Sataniste. Domnule, ați auzit, se pare, care vreți informații mai detaliate, stăm la dispoziție. Nu vreți să vă mai oprim aici. Dacă simțiți nevoia să plecați... Dacă v-a plăcut tema de astăzi, pe data de 14, doamna Carmen Ciornă, doamna profesor care este aici de față, va ține o prelegere pe tema Părintele Sofian Boghiu și Rugul Aprins. De 14 mai, când, nu știu dacă e corect să spunem, sărbătorim arestările din noaptea de... Comemorăm. Mai dați de băut? Începând de acum. Deci nu uitați pe 14 la ora 12, da? Deci suntem la București. Se mulțumește. Da, da, da. Mulțumim domnului Marcel Petrișor, doamnei Steliana și tuturor celor care ne-au vorbit în seara asta. Și încă o dată la mulți ani. E și ziua legalității, deci putem spune că e o sărbătoare națională. Părinte! Părinte,